Aseară am vorbit de rolul bărbatului în viața de familie și am rămas dator pentru seara aceasta să vorbesc de rolul femeii în viața de familie. Am vorbit aseară despre bărbatul care și-a salvat casa de la pedeapsă, de Noe. După cum spunea în Cartea Evrei, capitolul 11, Noe, omul care și-a salvat casa de la pedeapsa lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură mai vorbește Domnul de o pedeapsă foarte mare trimisă peste cetățile câmpie, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoarul. Și în Noul Testament se face referire la acești doi bărbați neprihăniți. Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, și neprihănitul Lot, care își chinuia sufletul Sodoma și Gomora. Ei bine, amândoi au avut șansa ca să scape familiile. Noe, prin corabia pe care o făcut-o, o reușit să scape și el și nevasta și cei trei feciori, Set, Ham, Iafet și cu nororile pe care le avea. Lot trebuia să scape și el împreună cu toată casa lui. A venit Îngerul lui Dumnezeu la el și i-a spus, pe cine mai are? Scoate-i afară. Mâine dimineață, la primul ceas, Domnul va nimici cetățile acestea. Se pare că Lot n-a reușit să-i scoată decât pe el, pe nevasta și două fete nemăritate. Dar Lot nu a reușit să scape toată casa. Amândoi erau neprihăniți, amândoi au primit înștiințare de la Dumnezeu, amândoi au avut șansa să salveze casa, dar nu amândoi au reușit lucrul acesta. Și pentru că ei erau egali într-un fel în neprihănire, se pare că diferența a făcut-o nevestele lor. Noi, împreună cu nevasta, de care se vorbește foarte puțin, dar care o dat dovadă de o desăvârșită ascultare, o scăpat, despre nevasta lui Lot știți cum a fost problema. Pentru că cineva spunea cândva, vis-a-vis de educația copiilor, Lot a dus copiii în Sodoma, că e ușor să-i duci, dar nu mai poți să scoți când să iei din Sodoma. Ei bine, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, a fost prefăcută într-un stâlp de sare și eu spun și acum că între acești doi neprihăniți, diferența au făcut-o nevestele lor. Am ales în seara aceasta câteva cuvinte ca să vorbesc, mai puțin decât aseară, așa mi-am propus, să am câteva gânduri doar despre rolul femeii în viața de familie. M-am dus cu gândul la Proverbii, capitolul 31, de care aminteam aseară, dar nu mai întreagăt. Și în versetul 29 spune Biblia, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Întrebam într-o adunare băieță necăsătoriți. Faptul că sunt multe fete vă ajută sau vă încurcă în căsătorie? Ce i-o fost lui Adam să se însoare? În toată grădina era numai el și cu Eva. Nu era măcar două, una blondă și una brunetă. Spui, băi, la asta îi dau flori și la asta nu-i dau. Lui i-a fost tare ușor să căsătorească. Ei, dar adunările noastre avem adunări pline de fete și multe cinstite, că mai sunt și necinstite, aia treaba lor. Dar multe fete au o purtare aleasă. Multe fete sunt cinstite. Acum, cu cine ar trebui să se însoare băieții noștri? Și acum, sunt două posibilități. Unii aleg, după versetul următor, desmerdările sunt înșelătoare și frumusețea e deșartă, unii au ca și criteriu frumusețea și experiența desmerdărilor la unele fete. Biblia vine și spune că astea sunt înșelătoare, e un drum înfundat, nu apucați pe el. Iar a doua posibilitate, dar femeia care se teme de Domnul. Eu tot băieții îndemn, atunci când vor să căsătorească, să nu se uite atât de mult după frumusețe și după experiența unora în a desmerda. Că astea sunt deșarte. Să se uite dacă în fata aceea este frică de Domnul.
Și asta e foarte important. Și acum aș vrea să vorbesc puțin despre felul în care arată femeia care se teme de Domnul. În primul rând, femeia care se teme de Domnul respectă ordinea lui Dumnezeu în creație și ierarhia pusă de Dumnezeu în familie. Aminteam aseară că e Dumnezeu, e Domnul Iisus Hristos, e bărbatul, e femeia și-s copiii. Ar trebui ca toate surorile noastre să fie mulțumite cu locul acesta și să-l respecte locul acesta. Dacă ne uităm aici în Proverbe 31, un frate făcea o remarcă și spunea că femeia, acum spun eu, femeia e comparată cu o floare foarte frumoasă, plăpândă, cu o tulpină așa subțire. Azi am vizitat o insulă cu multe flori, m-au dus frații ăștia doi, nu chiar le-am cu florile, dar mi-au plăcut. Dar la noi în zonă este o floare care se întinde așa ca fasolea, crește și are o floare albastră, se deschide numai când e nourat, nouraș, îi spun oamenii de la țară. Cineva spunea că așa este femeia, e o floare gingașă, o floare foarte frumoasă, dar este o floare care are nevoie de subținere. Acum când citim Proverbe 31, începem cu versetul 10, vine Biblia și spune, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea e mai de prins decât mărgăritarele și la versetul 11, când numai răsare floarea asta, numai o răsări floarea asta, ea e prinsă de bărbatul ei. Bărbatul e ca un tutor, ca un arat, ca un susținător. Și vine versetul 11, inima bărbatului se încrede în ea. Deci femeia, de la început, e prinsă de bărbat. Așa o leagă Duhul Sfânt, așa o leagă Scriptura. După care vorbește foarte frumoase lucruri despre femeie. Ea îi face bine și un rău, ea e ca o corabie, ea e harnică, ea sunt multe, multe, multe. Și floarea asta crește tare frumos. Dar în versetul 23, vine Biblia și spune, bărbatul ei este bine văzut la porțile cetății. Deci iară e legată de bărbat. Nu crește independent din bărbat. Iar o leagă Scriptura de bărbat. Și mai spune, ea face cingător, ne vinde, cămăși, îmbrăcată cu tărie, râde de ziua de mâini, deschide gura cu înțelepciune. Iar sus undeva, iar e legată de bărbat. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând. Vedeți dumneavoastră, femeia care se teme de Domnul, îi legată de bărbatul ei. Și tot ce face ea, poate e nedrept pentru voi. Ea este așa de harnică, atâtea calități are, ea. Și versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porță. Ea tot ce face, face pentru bărbatul ei. Ea tot ce face, face ca bărbatul ei să fie văzut bine. Curentul feminist aduce o implicare păcătoasă în trăirea noastră, în viața religioasă. Promovează excesiv femeile. Dar femeia are locul ei și are rostul ei, pentru care Dumnezeu o creat. Acum se vrea, e lege, în Parlament 15% trebuie să fie femei. Femeie președinte de țară, femeie aviator. Eu am zbrat la avionul și cu doamna Condurache, vă urmează bun venit. Și am întrebat o stewardeză, ei, vină cu așa, domnișoară. Pilotul e doamnă? O zic că da, e doamnă blondă și nervoasă. Și chiar așa era, blondă și nervoasă era. Că așa merge cu avionul ăla. Eu am fost mecanic locomotivă. Meserii pentru bărbați, ei, trenul să-l duce. Am avut ucenică pe doamna Sofica. Era femeie. Ea a vrut să facă mecanic locomotivă. Era cât mine din altă, tuns un pic mai scurt, dar mai groasă în spate ca mine. Umbla cu geacă și cu blugi și cu țigara în colțul gât. Mereu așa. I-a spus, măi, nu mi-ar trebui așa o femeie, Doamne ferește. Femeile sunt promovate excesiv și în biserică, păstoriță, diaconiță, și îmi spuneam aseară că m-o deranja. Când pe malul Iordanului, o femeie a botezat 20 de candidați și mie nu mi-a dat niciunul. Ea a botezat, eu mă uitam. Curentul ăsta feminist, care
își are partea lui de adevăr și dreptate, promovează în mod excesiv femeia și femeia ajunge independentă de bărbat. Dumneavoastră aveți aici o grămadă de femei frumoase și deștepte. Doctoriță, asistente, ingineri, multe cu facultate. Dar mie nu-mi place femeia care are două telefoane mobile, femeia care conduce mașina și bărbatul nu o conduce, când strâng la poartă iese femeia în loc să iese bărbatul, femeia care o ia înaintea bărbatului. Eu am în sat o familie în care o femeie e foarte înțeleaptă. O mamă bună, o gospodină bună, o femeie frumoasă, cu facultate, cu pregătire. Bărbatul ei i-a spus, eu nu-i de nasul ei, e aprecierea mea. Ei s-au măritat, au o casă de copii, trăiesc bine și eu am încercat femeia asta de câteva ori. Am venit cu o propunere, măi, hai să facem nu știu ce. Ea îmi spune, să vorbesc cu soțul, să văd ce spun el. Dar eu știu că e comandă. Asta știu e că e comandă acasă. Dar atât ai de deșteaptă și spune, frate, bravo, să văd ce spune omul meu. Bravo ție, băi, nota 10. Dar toate problemele erau nota 10. Pentru că în viața de familie, femeia care se teme de Domnul, respectă ordinea asta pusă de Dumnezeu. Voi sunteți grozave, surori, dar sunteți prim bărbații voștri și sunteți extraordinare, dar pentru bărbații voștri. După ce faceți toată treaba și munciți și hărnicia, bărbații voștri sunt bine văzut la adunare. Bărbatul vostru are cămașa călcată, bărbatul vostru e îmbrăcat elegant, bărbatul vostru e bine văzut în adunare. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă orice femeie. Că femeia care se teme de Domnul, e așa ca o floare frumoasă. Dacă nu are tuturor ăsta, dacă nu are suportul ăsta, floarea asta crește așa grămadă în noroi undeva și rămâne acolo. Nu-și atinge obiectivul ei. Cum aș vrea eu să vă spun, acceptați rolul ăsta. Și tot ce faceți, să faceți pentru bărbatul vostru și prin bărbatul vostru. Doamne ajută, amin? În al doilea rând, femeia care se teme de Domnul, asigură un climat de siguranță, de încredere în familie. Biblia vine și spune, inima bărbatului se încrede în ea. Și ea îi face bine în toate zilele vieții lui. Acum eu vă spun, frații mei, noi nu merităm să ni se facă bine în toate zilele. Nu merităm. Câteodată am meritat, lăsați plămânți și ne îngrijiți. Dar surorile de aici din adunare respectă cuvântul ăsta. Ea îi face bine în toate zilele vieții lui. Și asta e un lucru foarte important. Știți, când a ajuns Iacob la Laban, l-a primit cu gura așa până la urechi. Intră binecuvântatul Domnului, intră la mine. Dar spune la un moment dat, Iacob, m-am uitat la fața tatălui vostru și nu mai este aceeași. M-am uitat la frații voștri, adică la cumnații mei și păreau mânioși. Noi ne-am pornit să facem bine bărbaților noștri, nu numai în luna de miere. Le facem bine în toate zilele vieții lor. La noi a fost însată o familie de ortodoși. S-au iubit, s-au căsătorit, au început să facă casă. El a plecat cu caii la munte să aducă lemn. Și-a trecut cu lemnul prin apa Moldovei, cu caii de căpăstru, apa fiind rece, paralizat. Avea un băiat și o fată. În momentul când el o paralizat, nevasta l-a părăsit. O lua fata și o plecat după altul în sat. Cred că trăiește și acum nevasta asta. Și băiatul ăla mic l-a lăsat cu tasul paralizat. Și băiatul ăsta mic l-a îngrijit de tasul până când el s-a căsătorit și a adus nor în casă. Tasul s-a pocăit, la el erau rugăciuni, le stărui în botezul cu Duhul Sfânt și a stat 40 de ani paralizat în pat și nevastă l-a lăsat. Vi se pare că e normal? Am fost în Italia la o masă cu frață și lângă mine mânca un băiat tânăr în cărucior, în scaun cu rotile. Îl cunosc din Talpa, din județul Botoșani, botoșenii trebuie să știe, când după căsătorie, au plecat cu nevasta și câteva familii să facă o baie.
s-au aruncat în apă și pe când în otan, i s-au rupt și în spinării, fără să sară, fără să lovească. Și au rămas inert, la jumate în jos. Am văzut femeia asta cum îl îngrijea, cum îl hrănea, cum îl ducea cu căruciorul, cum l-a suit în lift, e bărbatul ei. Am vorbit cu ea, am spus, m-am căsătorit din dragoste, după câteva luni, soțul meu e în cărucior, Domnul mi-a dat așa, e al meu, mi-e drag, nu merită nota 10 femeia asta. Eu am fost la Sân George, acolo unde era fratele Sân Georgean, un om care a stat 44 de ani în pat și a fost la fratele acasă. Nevasta asta eu o spun eu pe lângă apostol. 44 de ani l-a spălat, l-a îngrijit, a avut grijă de el și a spus, mă, ăsta e un martir. Nu i-am cunoscut decât unul din copii. Și am să vă spun cum l-am cunoscut. Eu aveam probleme în adunare, niște frați m-au vorbit de rău. Și au spus câte lucruri ele despre mine, că nu-s spus din Domnul. Și eu așa m-am amărât de tare. Și eram la Ilva Micu cu trei, l-am povestit, că e mult de atunci. Eram, și îi spun la fratele Iosif Rauca din Maire, bă, n-aveți un proroc aici să-mi vorbească Domnul, dar să nu mă știe că sal, că negru, predică, nu predică. Și când a adus, îmi spun el, la sora Cârcu de la Maire. Am ieșit la ocazie când eram cu trenul. Și fac semn la mașină acolo, el, la mic, una, două, șapte, zboară pe lângă mine. Trece o mașină cu viteză, oprește și dă înapoi. Și eu îl întreb, domnule, mergeți la Maire? Zic că nu o merg până la Sân George, dar hai sui aici, că de acolo ai să mai iei matale o mașină. Cum arătam, eu nu știu. Dar el se uită la mine și spune, dar cine caz ai, măi, omule? Dar eu nu-i spun nimic, ce îți discut eu cu un străin? El mai merge cu mașina, îmi spune, nu vrei să spui cine e caz, am? Ai? Și eu spun, și dacă spun, ce-mi faci? Matale, știi ce aia e caz? Îl întreb el. Și el spune, mai uite un pic la mine. Câți ani am? Nu știu, dar era albica. Măi, eu am albit într-un timp foarte scurt. Poate ai auzit tu că niște băieți au luat fug în America cu un vapor și i-au prins și i-au aruncat în mare. Și spune că au sărutat cizme la capitan. A fost un proces internațional. Omul ăsta a fost chemat la Pro TV, a dat interviu la televiziune atâta vreme cât a prezentat interes. După aceea nu l-a mai chemat nimeni și nu l-a mai ajutat nimeni. Și băi, eu am, nu știu, spune el, nu mai știu, vreo 8 copii. Ăla era băiatul meu cel mai mare. O spus că se duce în America și o să ne ajute pe toți. Și o spune, băi, băiatul meu nu are mormânt, măi. Băiatul meu mai aruncat în mijlocul oceanului. Măi, eu știu cine e cazul. Și eu, domne, iartă-mă, văd că știi cine e cazul. Băi, eu sunt Georgean de la Feldru, așa de la Feldru. Și eu zic, am fost acolo la un frate paralizat. Ăla-i tatăl meu, mai a fost la dânsul, da. Băi, eu când m-am născut, tata era paralizat. Tata nu ieșe până la poartă să mă păzească de copii. Tata nu m-a putat odată în brațe și nu mi-a arătat, băi, băiat, așa să bat un pui. Ia spune, știu cine e cazul? Zic, știi, domnule, iartă-mă, știi. Dar îmi întreb, ești pocăit? Da. Dar tu tot pocăit, pace Domnul. Dar el mă întreabă, dar tu cine e cazul ai? Și eu zic, niște frați m-au vorbit de rău, în adunare. Și el începe a râde și că ne-a cazul tău, trece cu un suc. Și ne-a dus la Sân George, a luat o umbrelă de ceie mare și a stat o 3-4 ore cu dânsul la un pahar de suc. Și când am plecat, eu nu mai aveam nici necaz. Omul avea necaz. Asta e o paranteză, așa l-am cunoscut pe el. Dar eu vă spun, ce spuneți de femeia aceasta care a îngrijit din bărbat 44 de ani? Ea îi face bine în toate zilele vieții lui. Surori, încercați. Și când bărbatul e mânios, și când nu merită mâncare, și când nu merită mâncare, dați-o mâncare. Eu... Aveam, după ce m-am căsătorit, așa un arav, nu bun. Mă supăram pe mâncare, veneam acasă, mă spunea nevasta, mănânci? Nu mănânc. Și apoi ea se ruga de mine și mie îmi plăcea. Hai mănânc, hai că ești ce rău, hai de rău, hai așa. Și după ce mă ruga eu bucată, eu mâncam. Vezi, Doamne, fac un favor că eu mănânc. Odată am venit la serviciu și nevasta mi-a obosit. Spune, vrei să mănânci ceva? Eu nu. Ceva nu mi-a convenit. Nu. Și ea nu mă mai roagă. Spune, în pașa, adorme. Dar nu că doarme, dar sfori. Eu am crezut că se face, dar e doarme. Măi, eu am făcut armat, am fost în aplicație. Foame ca noapte, ce n-am avut niciodată. Mă gândeam să mă scol să mănânc, dar... Dar-s bărbat, că aveți mă întrebi, descul așa, ai mâncat? Cum să-i spun că...
Dar atunci m-am hotărât să nu mai supăr pe mâncare. Am să manifest eu supărarea altfel, ca ea să vadă. Dar să mănânc, și-o supărat, dar să mănânc. Și-a venit fratele Vasilii Molos la noi predica, el nu-i cu subiecte, cu punctul 1, cu 2, 3, predica, și se oprește, a spus, surorilor, când bărbații voștri sunt mânioși, să nu-i dați mâncare. Că ei trebuie să se roage și-l împiedicată rugăciunea, dar să uita la mine, să nu-i dați mâncare. Eu nu știu, au avut o descoperire, dar am spus eu, mă, nici n-ai voie să mănânci mânios, trebuie să te rogi. Acum eu vă rog, dați-le mâncare și fiți mânioși. Îngrijiți de ei, vorbiți frumos, că ea îi face bine și nu rău, în toate zilele vieții lui. Asigură un climat de încredere pentru bărbatul ei. Tot în climatul de încredere ar merge, eu am avut o altă predică la o nuntă și am spus, dorință în ziua nuntă, ce dorește socul? Și îi spunea ia, la banul Iacob, dacă ai să mă iei și alte fete și ai să le prigonești și așa, ce dorește socul din Scriptură? Dar m-am umplat la Mirie și Mirie ce-ar dori? Și spune în cartea Osea că s-a însurat prorocul și eu spun la nevasta lui, auzi, rămâi numai a mea pentru multă vreme. Știți că fidelitatea conjugală asigură un climat de încredere și inima bărbatului se încrede în ea? Și ar trebui să ținem cont de asta. Există necredincioșia. Eu când am predicat de credincioșie, e roada Duhului, da? Galateni 5:22. Spuneam credincioșia e ținerea unui legământ, a unei juruințe. Și sunt patru relații în Sfânta Scriptură în care trebuie practicată credincioșia. Între prieteni, Samuel 17, Ionatan și David au fost credincioși. Între angajat și angajator, spune acolo în Tit, capitolul 2, să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Când mergi la lucru, să lucrezi ca așa cum ar fi stăpânul de față, să nu-l întorci vorba înapoi și să nu fure nimic și să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Asta trebuie să facă și omul angajat, asta trebuie să facă și patronul și să-l plătească la timp. Există a treia relație, credincioșia în logodnă și în viața de familie. Și a patra credincioșia între biserică și Dumnezeu. În Osea 2:19 parcă spune, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin credincioșie. Când am vorbit de credincioșia în familie, spun că este o roadă a Duhului asta, dar ea, nu vorbesc de credincioșie acum, hai să vorbesc numai de comparațiile credincioșie. Spune cuvântul că neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Credincioșia e comparată cu un brâu. Și acum mergem în Ieremia 13 și ne uităm la o întâmplare. Îi spune Domnul Ieremia, du-te cumpără un brâu, încinge-te cu el și umblă așa încins o bucată. Ieremia face așa. După o vreme, Domnul îi spune, Ieremia, ia brâul cu care ești încins, du-te la râul Eufrat și îngroapă-l în pământ. Ieremia se duce. După multe zile, Domnul a vorbit lui Ieremia și a zis, du-te, dezgroapă brâul și încinge-te cu el. O să citiți în Ieremia 13. Ieremia spune că m-am dus, am scos brâul, dar iată că brâul s-a stricat. Și de stricat ce era, nu se mai putea folosi. Frații mei, credincioșia în familie ca un brâu. În momentul când l-ai dat jos, l-ai abandonat și vrei să-l iei înapoi, e stricat, nu mai poți lua. Nu pot să spun că eu sunt necredincios nevestei mele și o înșel, dar după aceea mă întorc tot la ea. Asta nu e credincioșie. Nici credincioșie este să fii infidelă, necredincioasă bărbatului tău și după o vreme mă întorc la bărbatul meu. Vrei să pui brâu înapoi, nu se mai potrivește, se strică. Credincioșia are niște vrășmași. Spune acolo Osea, vai de ei, îmi sunt necredincioși. Eu vreau să-i chem la mine, dar ei spun minciuni. Vrășmașii credincioșiei sunt odată în minciună. În viața de familie, ca să asiguri un climat de încredere față de bărbatul tău,
Nu ai voie să-l minți niciodată. Amin. N-ai voie să spui minciuni. Amin. Eu cunosc un caz când un băiat pocăit s-a căsătorit cu o fată pocăită. O surprins-o. Mulți la băiet în casă, mulți copii la fată în casă. Pe ea o surprins-o. Nu era destul de pregătită, nu avea mobil, nu avea. Și cineva a învățat pe fată așa, îi cunosc foarte bine, oameni bătrâni la 70 de ani acum. Tu împrumută niște bani, fă un pic din siestre, că așa era înainte, cumpără-ți o mobilă și în ziua anunță, tu nu spui la nimeni, că se făcea anunță cu dar, că strângea bani, fără să știe nimeni, tu iei niște bani și îi dai înapoi. Și gata. Și acum vine ziua anunță, fata face așa și merge mirne și mireasa de mână, peste tot, salută oameni, cum e la nuntă. La noi se sta la masă în serie, 3-4 mese, că erau în curte numai. Și după ce au strâns banii la o prima masă, la două, la treia, ea s-a descotorosit un pic din mirii, a fugit acolo, lua niște bani și l-a ascuns. Și când i-a ascundea banii, mirul era în spatele, dar ce faci aici? O chemat pe părință Mirul, o chemat părință Mirese, s-a făcut o mare gălăgie, o iertat-o, ea o mărturisit, măi, am vrut să mă mărit cu tine, năcăjută, n-am avut bani, n-am avut. Și el plângând îi spune, măi, dar eu te-am luat din dragoste, măi. Dacă tu îmi spuneai mie că n-ai dulap, noi nu cumpăram un dulap amândoi, îmi spuneai că n-ai zeci, mă, nu făceam amândoi zeci, dar dacă mă fur din prima zeci și mă minți, cum ai trăit toată viața cu tine? Cred că sunt pocăiți, că sunt pocăiți, oameni de bază. Eu fiind un copil la nuntă aceea, furam și eu pâinea de pe masă, așa că băiețelul acelea care au auzit de jurământul iudeilor, am prins toată discuția asta. Ei nu știu nici acum că eu știu. Dar eu mă întreb, în ziua nunții din astea, minciuna este un vrășmaș al credincioșiei. Măi, nu umblați cu minciuni. Noi am avut odată o întâlnire cu toate comitetele din Bucovina, se dezbătea lucrarea prorociei. Și fratele Vasile Ilișoi, eu spus, fraților, uite cum e cu prorocia. E ca și cum o nevastă ar veni cu plasa în mână acasă și bărbatul o întreabă, unde ai fost? Și ea spune, n-am fost nicăieri. Cum mă nevastă dacă eu te văd? Ea, nu, n-am fost nicăieri. O spune, bărbatul ăsta să mai încrede în ea, cât îi mai trebuie să încreadă în ea după ce o prins-o cu minciuna. Și el spunea că așa e și la prorocie. Când spui așa vorbește Domnul și nu e. Și nu e așa, câtă credibilitate mai are prorocul ăla în adunare. El o să pun numai comparația. Eu am rămas la exemplu. Vrăjmașul credincioșiei este minciuna. Vrăjmașul credincioșiei este despărțirea. Maliache, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Nu vorbim de căsătorie, de divorț. Vorbim de familii în care unul e în Germania și unul e în România, unul e în Italia și unul e nu știu unde. Și acolo trebuie să ne cunoaștem foarte bine partenerul de viață. Cât poate sta nevasta singur și cât pot sta eu singur. Vorbesc așa mai codificat, da? Pentru că eu am primit nu zeci, eu am primit mii de mărturisiri. Și știu familii în care nevestele au fost mușcate de șarpe, păcătuite. Știu bărbați care au păcătuit. Partenerul nu știe. Frate drag, nu știe să facă. Păi ea e de atâtea luni plecat în Italia și nu mai vrea să fie acasă. El e de atâția ani, lucrează în Londra și vine acasă dată pe un an. Și lucrurile astea strică familiile noastre. Că despărțirea pe termen lung în viața de familie e un vrășmaș al credincioșiei. Ajungă-vă banii care aveți, ajungă lucrurile care aveți. Puneți pe primul loc viața de familie. Puneți pe primul loc viața spirituală și celelalte Dumnezeu ne-o să ne ridice pe deasupra. Sunt oameni care și-au sacrificat familie, nevasta și copii, bărbați care au fost cu frică de Dumnezeu, au plecat în America, s-au recăsătorit și nevasta a rămas acasă cu copii, pentru că despărțirea în căsătorie e un vrășmaș al credincioșiei. Revin la gândul care spuneam din Proverbe, inima bărbatului se încrede în ea. Femeia care se teme de Domnul respectă locul pe care l-a dat Dumnezeu și asigură un climat de încredere în viața de familie. Apoi vine Biblia și spune că ea nu se teme. E versetul următor care spune 21. Nu se teme de zăpadă. Există la ora actuală un duh care atacă familiile credincioase. Duhul de frică.
de frică, depresie, stres, până la sinucidere. În repetate rânduri am avut de luptat cu duhul din astea. Mamă cu mulți copii care voia să se omoare. M-a dus frață la ea, am încercat să stau de vorbă. Domnule, avea versete din Scripturi mai tare ca mine în Biblie. Eu îi spuneam una, da, uite frate, dragul, ce spune. Așa le interpreta, așa le sucie, că n-am mai putut face față. Și i-a spus la frate, dacă eu fac studiu biblic cu diavolul, cum? Hai să ne rugăm Domnul. Și Dumnezeu o eliberat, își trăiește în ziua de azi. Fete tinere, fete frumoase, studente, căzute în depresie, nimeni n-are nevoie de mine, nu mai trebuie să la nimeni. Odată am primit un telefon de nou cu frață, fratele Dragoș Croitoru, da, mă tale primești mărturisând la telefon, zic, nu ne recomand, du-te la păstorul tău, stai de vorbă, zic că frate, oricum, după ce vorbesc cu tine, eu mă sinucid. Băi, hai să stăm de vorbă, studentă la Cluj, avea probleme, și ne-a spus la frață, ăștia, băi, rugați-vă. O trebuie să mă duc din Suceava până la Cluj cu frață, să fac o rugăciune ca Domnul să o elibereze. Într-o noapte treceam prin Bistrița și ne sună un frate. Fratele m-a auzit că merg spre casă, sunteți în vizită. Da, intrați pe la mine. Omule, nu-i timp din vizită, 12 noaptea. Fraților, eu nu vă chem la vizită. Eram în poartă, ne așteptam. Intru în casă, o fată plâns, umflată, tăt. Zic, mă, dar tu ce faci? Ce să fac? Ai fost la adunare, că era Dumnezeu. Nu, dar de ce? De cui mai trebuie să? Uite cum arăți, uite. Băi, fată, cine? Uite ce urâtă. Cine ți-a spus? Era o fată frumoasă. Depresie și teamă. E bine, duhul ăsta de frică cuprind prin multe surori. Într-o biserică din diaspora, trei slujitori sau patru slujitori erau, că îi știu pe nume și-s prieteni cu dânsul, la toți neveste era presă de duh de teamă. Se temeau să doarmă cu becul stâns, se temeau să ducă copiii la grădiniță, se temeau să meargă la magazin. Bărbații ăștia erau terminați, învoiți cu șeful să fugă de pe șantier să-și iei copiii, învoiți cu șeful să-și ducă, și când s-au făcut o rugăciune și Dumnezeu nu-i eliberat la o singură rugăciune, una a luat o plasă, știu exact cum și cine, am fost, am stat la ei în casă, o dus, au făcut cumpărăturile și că lor toți că nu știți cât e de bine, nu putem. Există duhul de teamă, așa care, și duhul ăsta îl transmis și la copii. Și vine Biblia spune că ea nu se teme, nu poate să facă. Ea aproape nu se teme de nimic, Domnule. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Slavă. Eram într-o adunare, într-o familie, și o prorocie vorbea unei surori cu femeie. Te tem de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Și eu le-am spus povestea, zic, n-am acum iau un verset din Scriptură, am o poveste din un creangă, să vă spun. Și s-a uitat lung la mine, aia cu drogul de sare, o știți? Ăștia mai vârstă o știu, aia mai tine nu. Era o mamă tânără, o născut și-a pus copilul în pat și avea un pricigi acolo, avea așa, și era un drog de sare. Și femeia a gândit, dacă se suie pe fica, dă drogul jos, mă moară copilul. Și a început să plângă. Și eu spun, nu, mamă, s-a spune că ai dreptate. A început să plângă. Și a venit vecina și a spus că dreptate, Petru, a început să plângă. Și când a venit bărbatul, tăti plângeau că dacă suie pisica și dă drogul, moare copilul. Cam așa sunt unele surori de-a noastră. Vă temeți de lucruri care nu se întâmplă niciodată în viață. Dar o femeie care se teme de Domnul, ea e îndrăzneață, e curajoasă, e optimistă, ea vede de partea plină a paharului, ea asigură un climat de încredere. Amin? Amin. Amin, soție, ea se teme să circule. De-aia merg foarte mult și de regulă merg cu un frate, doi câte doi, așa v-a spus Domnul. Eram Dumbrăveni, erau trei frați. Și eu pus la cuvânt și ultimul spunea, frate, nu-i bine să mergem cu cârd așa mult. Domnul a trimis doi câte doi, atât. Și când am văzut, spus că cel mult trei. Că erau trei, știi? Noi mergem doi câte doi, cel mult trei. Și mă duc odată la o, îți chema la o nuntă, la Vico. Dar surorul de acolo, cunosc pe nevastă mea, că-s prieteni. Și spui, nu vii fără nevastă. Da, de telefonul la Mureș. Vorbește cu ea, o lămurește, de sâmbătă seara, calcă haine, le pune. Duminică mă trezesc, mă trebuia să predic. Hai să mergem. Eu nu mai merg. Dar de ce? Dacă mi se face rău. Bă, dar dacă ți se face bine? Eu merg la nuntă și mi se face bine, în ură. Băi, n-am știut că lămuri. Nu cu parcă mă doare, cu parcă mi-e rău, cu parcă... Băi, nevastă, mă duc să predic. Și când ajung acolo, vorbesc cu... Uite, băi, nevastă mea, poate să teme că îți face rău, că ieși. Să face, știi? Da.
Și îți spun cu de așa sunt femei care se tem, care sperie și copiii. Vai să nu se întâmple, să nu cadă, să nu pui mâna, să nu... Copilul nu are voie să facă nimic, că măsa tare se teme. Știi ce? Nu se întâmplă nimica. Dar una spune, eu sunt aceea. Eu sunt aceea. Și îmi spune bărbatul, coleg cu mine, ce feriți. Băi, frate dragă, plec de acasă și mă duc în gară la Dornești. Intru în tura de serviciu, o să manevram de vagoane. Mă sui pe scara, pe scara vagonului și dau semnale cu stegulețul, îți fac manevră. Ăla dă înainte, dă înapoi, mă sună telefonul. Când mă uit nevastă, deschid, ce? Ai ajuns la locul? Da. Ești bine? Da, măi. Sigur ești bine? Sigur ești bine, dar de ce? O trecut o salvare în gol, mă gândesc, nu pățesc nimic. Băi, nevastă, atâte salvările care trec pe drum și bărbatul povestea și ea ridică, pune lingura jos, îi trec, na, eu mă tem. Dar nu-i corect când mi-i teme, măi. Eu am o predică de credință și de teamă și... Dumnezeu e Tatăl nostru, frate-mă. Amin? Dumnezeu ne dă pâinea, ne temem că dacă se întâmplă comunitatea europeană, și ce dacă se întâmplă? Că ce ori face germane cu noi? N-au ce ne face. Dumnezeu e mai mare decât Parlamentul german, nu? Amin. Odată a spunit o tânără la mine, spunea, frate Dragoș, am patronul ăsta, m-a angajat, mă plătește bine, îmi face avansă, dar se dă așa ca un erușinar la mine, ce-ți fac? Pleacă de aici. Dar unde mai găsesc de lucru? Că eu, din... băi, frate, uite la mine. Pâinea ta nu-i la patronul tău, pâinea ta-i la Dumnezeu. Amin. Și noi trebuie să credem asta. Amin. Povesteam parcă la Freiburg, că după Revoluție, un reporter lua un interviu la o preoteasă, la o nevastă a unui preot, mama 13 copii. Și-o întreba, doamnă, 13 ori 3, 39, și cu dumneavoastră 6, 45 de porții de mâncare pe zi. Nu vă temeți că nu puteți asigura atâta hrană copiilor? Și coana preoteasă spune, doamnă, nu mă tem. Pentru că la noi în casă de 45 de ori se spune rugăciunea Tatăl nostru. Și pâinea noastră e prinsă acolo. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Noi așa ne rugăm dimineața, că pâinea noastră nu e la patronii din Germania, nici la firma din Germania, nici la comunitatea europeană. Pâinea noastră e la Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu are bucată de pâine, spune ei. De ce să ne temem? Dumnezeu e Tatăl nostru, nu? El e cel mai mare, El conduce universul ăsta. Eu am fost mecanic locomotivă și în programul care îl aveam, îmi venea schimbul în gara Șcheia, Suceava Vest. O gară, la ora 1 noapte, așa era turnus, programul. Și trebuia să merg la Ițican, la depo, că avem dormitoare să mă culc. Dar eu mă ducem în oraș și dormeam la o soră mai mare ca mine. Și mă întreabă nevastă odată, mă, tu mergi la Ițican noaptea pe jos? Mă duc la Aneta la soră. Da, foarte bine, du-te la Aneta. Dar ea mă întreabă după aceea, mă, da, mergi întâi noaptea vreo 3-4 km din Șcheia să mergi pe șosea noaptea până în jos Ionescu. Zic, dar eu nu, că... Zic, eu merg pe cărare, că ies pe o pătune și 300 de metri, 500 de metri ești acolo. Și ea mă prinde de mână, spune, uite, acum ia promiți că nu mai mergi noaptea prin pădure. Zic, de ce mai nevastă? Bă, dar tu ești, nu ești cu minte, îmi spune, dar în pădure poți fi niște răi, niște oameni răi, tu mergi la ora 1. Băi, tată, hai să vorbim logic. În pădure sunt la ora 1 oameni răi. Dar eu când mergeam, eu fluieram, când plăcea, când se aude, chiuiem, cântam. Dacă ar fi niște oameni răi și vedic la 1 noaptea, 1 chiuie pe cărare, de ce să nu se teamă ăia de mine? De ce să vă tem eu de drăși? Nu mi se pare normal? Zic, las, băi, vine 1 noaptea, chiuiem prin pădure. Hai să plecăm de aici, nu? De ce tot noi ne temem? Ne temem de nemți, ne temem de europeni, ne temem de sărăcie, ne temem de tăți. Ea asigură un climat de încredere. O să fiți mai curajoase? Doamne ajută! O să aveți lucruri de care v-ați temut, nu o să vă mai temeți? Doamne ajută de la asta, amin. Amin. Inima bărbatului se încrede ea pentru că asigură un climat de încredere în viața de familie. Și vreau să mai spun că femeia asta contribuie și la veniturile materiale. De fapt, cuvântul de ordine aici e hărnicia. Ea se scoală, ea face, ea trece, ea țesă, ea toarce, ea coasă, ea. Cum realizăm noi veniturile astea materiale? În primul rând, prin hărnicie. Doamne. Prin hărnicie. Și trebuie să fim harnici în viața de familie.
Dumnezeu să ne ajute, amin? Eu am început să predic și m-am dus în satul Clăvălar să predic la o nuntă. Dar nu știu dacă m-au pus la nuntă, că eram începător. Dar era președinte de filială, Costică Iacob atunci. Și o predicat, așa o certat mireasa și așa o certat pe surori din adunare, de să mi bată, nu altă. Deci era un bun, un predicator bun. Și eu m-am gândit, bă, ce are omul ăsta de așa pornit? Și nu te frate Costică, dar ce supărare? Băi, înainte de a veni la adunare, am trecut printr-o familie. Acum ați căsătorit și vor să divorțeze, că ea nu se mai dă la lucru. S-au gătat luna de miere și el nu și-au dat seama că s-au terminat luna de miere. Și un venit soartă, mi-a unit bărbatul, măi frate, că nu pune mâna din loc la lucru. Și el pornit de acolo, omul stată de surorile. Și la urmă a făcut cununia, i-a cununat și ia prezbitul de acolo certificatul, spune că îi declarăm căsătoriți și au dreptul să stea împreună. De ăsta sare, au dreptul să lucreze împreună, măi, ce-am predicat azi? N-au dreptul să stea împreună. Voi aveți dreptul să lucrați împreună, da? N-aveți dreptul să stați împreună. Când vorbim de hărnicie, sunt două extreme, cu băgarea de seamă. Unii sunt habotnici de lucru, nu se mai oprește și nu le mai ajunge, și unii sunt leneși. Și spune acolo, parcă în proverbe, leneșule, du-te la furnică și uite cu băgare de seamă. Eu am predicat la o nuntă și am spus, măi, băiete era cam, așa ca bostănel, rotund și cam finuț. Și am spus, măi, eu sunt de la țară, du-te la un mușuroi de furnici și dă cu piciorul în ele. Și dacă vezi o furnică stând așa cu mâinile sub cap, eu te întrețin tot viața pe tine. Să-mi arăte o furnică că stă tolănit așa. Eu încă n-am văzut. Și spune, leneșule, du-te la furnică. În Biserica Catolică sunt șapte mari păcate, păcate capitale. Primul păcat e trecut lenea. Ei spun că lenea este un păcat foarte mare și că de fapt lenea este atelierul în care sunt prelucrate toate celelalte păcate. Eu primesc mărturisiri și îmi spune o soră tânără, frate, schimbite niște gânduri murdare așa, când stau și singur în pat și mă gândesc la prostii. Zic, măi, cât era ceasă? Era 8 dimineața. Trebuia să fii sculat. Trebuia să dai cu aspiratorul. Și când dai cu aspiratorul, nu mai gânduri murdare. Că Iuda spune că târâți în visările lor ziua la amiaza mare. Păi dacă stai și dormi până la 9, cum să nu vii gânduri murdare? Ia trezește la ora 5, pe un duș și tot la treabă. Că lenea e atelierul în care se prelucrează toate celelalte. Să ne dea Domnul, nu știu dacă este duc de hărnicie, dar dacă este să ne-l dea și nouă, amin? Hărnicia e foarte importantă, contribuie la veniturile familiei. În al doilea rând, investiții rentabile. Se gândește la un ogor și-l cumpără. Și asta nu-i păcătos. Eu am întâlnit oameni cu frică de Dumnezeu, care au știut să investească când au trebuit și acum sunt binecuvântați. Și sunt alții care au ținut banii sub saltea, s-au devalorizat și nouă unii se pun de luat de dânsă. Dar înțelepciunea este să faci o investiție rentabilă în voia lui Dumnezeu. Amin. Și tot la contribuirea venitului, e foarte importantă și economia. Foarte importantă economia. Eu când m-am măsurat, am strâns vreo 2 bani, în urmă cu 30 ceva de ani. Și au venit cumnatul la mine, nu cheltui banii, că tu ai să faci casă străină. Vezi să nu cheltuiești banii. Sunt unii care cheltuiesc bani. Și eu vă mai spun un lucru. Economia se face când e sacul plin, nu când e sacul gol. Că după când e gol, noi strângem cureaua. Ce să mai strângi, că nu mai era ce o strânge. Odată într-o adunare din America, cam modernă, cam liberală, s-a supărat păstorul și a spus, fraților, trebuie pus o rânduială. Pune rânduială cu ținută, pune rânduială cu asta, pune rânduială cu asta, bine intenționat. Dar un moș din spatele adunării zice, o, frate, Nicolae, carul se înfrânează din vârful dealului. Că după ce l-ai scăpat la vale, nu mi-ai pus pune frână. Ei, economia se face de-a doua zi după nuntă. De atunci, nu zgârcete, numai economie și eu vă învăț bine. Mai povestit că am fost odată la o nuntă, niște copii mai necăjiți. Și noi dam atunci, nu știu, 3 milioane de masă, bani vechi, 4. Și eu spun la nevastă, avem de 1 milion în plus. Dăm atât patroni ăștia. Și am dat 1 milion, cu bucurie. Dar ei erau atașați, copiii ăia din noi, era ca... Și o luat, o plecat în luna de miere, o plecat în Egipt.
Și când au venit, mi-au arătat la Bucuroș, uite, frate Dragoș, avem poză, mi-au arătat poză cu cămilii, băi, ce frumos a fost. După ce au plecat, îi spun la nevastă, băi, ăștia au tras cu cămilii pe milionul nostru. Eu n-am dus femeie niciodată în Egipt. Eu i-am dat lui mai mult cu un leu, poate îți cumpăr două scânduri la casă, el s-a dus și-o cheltuit în Egipt, au mers pe cămilii. Eu spun tuturor, știi cât de important e economia? Deci nu zgârcenea. Aseară am vorbit de sfințețele care le trimite vrăjmașul în domeniul financiar, cheltuieli inutile. Când o parte din surori, dar și frate, dar acum cu surorii s-au de vorbit, o parte din surori cheltuiesc inutil. Cumpără acolo mai mult decât trebuie, cumpără ce nu le trebuie niciodată, cumpără să fie de firmă, cumpără numai ca să afișeze ele. Dar economia este foarte bună. Să ne ajute Domnul. Amin. Ca să fim atenți și în privința asta. Amin? Amin. Bun. Asta a fost introducerea. Amin. Slavă Domnului. Vrem să... Nu, am promis că nu vorbesc așa de mult. Haideți să vorbim ceva de rolul femeii în viața de familie. Am citit acolo că Dumnezeu a creat-o pe Eva. În primul rând, așa dă de înțeles, ca să alunge singurătatea lui Adam. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci eu cred că femeia are rolul de a alunga singurătatea bărbatului. De asta a făcut-o Dumnezeu. Și eu am avut o predică la o nuntă și am numit predica Căsătorit, dar singur. Că unii rămân singuri și după ce se însoară. Unii rămân singuri și după ce se mărite. Și spuneam, erau niște frați așa, măi, voi nu sunteți haiduci. V-ați însurat, aveți neveste, strângeți-vă acasă. Tot ei așa independenți, tot ei plecați, tot bărbații în excursie, tot ei la lucru departe, prin comunitate și ele acasă singure. Eu cred că rolul femeii, în primul rând, este să alunge singurătatea bărbatului. Și spune Biblia, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Biblia vorbește de unire la nivelul trupului. Dar noi nu suntem numai trupul. Ca o căsătorie să fie binecuvântată, 1 Tesaloniceni 5:23 spune Pavel, așa, și Dumnezeu păce să vă sfințească El însăși pe deplin, și Duhul, și Sufletul, și Trupul. Eu cred că la toate cele trei nivele trebuie o unire, o potrivire, ca să avem o viață de familie binecuvântată. Unirea asta am comparat-o eu cu o sudură. Fiind mecanic, nu-i mai la îndemână comparația asta. Ca să sudezi două materiale, dar ca să sudezi două materiale, să cer niște condiții. În primul rând, suprafețele acelea trebuie să fie curate. Pe rugină nu se poate suda, pe rugină nu se poate lipi. Orice lipitură se face, trebuie să curăță bine suprafețele, după aia le lipești. Când în viața de familie, ea sau el intră cu mizerie, cu murdărie, cu un tomberon de gunoi după dânsa, nu garantez că va fi binecuvântată căsătoria. Cel puțin, dacă a fost mizerie, trebuie făcută curățenie. Amin. Trebuie mărturisire, trebuie curățenie, trebuie abandonarea păcatului și să intre o fată curată în căsnicie. Amin. Și băietul să intre un băiat curat, că altfel eu nu garantez că dăinuiești căsătoria. Că la sudură, cele două suprafețe trebuie curate. Și să ne ajute Domnul să avem băieți curați și fete curate. Amin? Amin. Asta poate am vorbit la tineret, dacă fi. În al doilea rând, ca să poată fi realizată o sudură, trebuie să fie materiale de aceea substanță. Eu vă aduc cel mai bun sudor de în lume și spun, uite, ia lemnul ăsta, sudează de fierul ăsta. Și n-a să-l poată suda niciodată. De aceea, în potrivirea vieții de familie, sunt lucruri, câteva lucruri de care trebuie să ții cont. Trebuie să ții cont, în primul rând, de relația acelei persoane cu Dumnezeu, să fie curată, să fie credincioasă.
trebuie să ții cont și de vârstă, că mai târziu diferența de vârstă se cunoaște, trebuie să ții cont și de gradul de cultură, că eu am văzut dragoste din astea așa și până la urmă în viața de familie apare un dispreț. Ea are două facultăți și el are 7 clase. Nici nu pot avea prieteni comuni, că să teme să nu spui o vorbă, ceva, să râdă prietenii. Sau viceversa, am întâlnit el foarte pregătit și ea foarte frumoasă, mătura scările, îi dragoste. Și până la urmă spun, măi, trebuie să fac ceva, să mai cultiv, să fac un seral, să facă ceva, să mai iese, că n-am curajul să chem prieteni la mine. Contează mult și gradul de cultură, astea așa ca niște anexe, dincolo de dragoste și de celălalt. Și contează mai multe lucruri. Dar să fie de aceea substanță, să fie pocăiți amândoi, amin, să fie botezați amândoi, amin, să fie plin de Duhul Sfânt amândoi, amin, să aibă aceleași idealuri, să aibă aceeași direcție în viață. Și atunci sudura asta va ține. Și în al treilea rând, când se face o sudură, știți cum se face sudura? Un arc electric topește cele două metale, le aduce la incandescență și materialul ăsta topit se sudează. Și când se răcește, nu se mai deslipește. Eu am spus că și băiatul, și fata trebuie să fie dispuși la suferință, la renunțare. Venim cu obiceiurile noastre, la mama acasă, tu vii cu la maică ta acasă. Ei, luna de miere, nu-i numai miere, fraților. Luna de miere îl împăcăm mai ușor, așa. Dar luna de miere e important acolo să stabilezi principiile, obiceiurile. Ori dacă nu ești dispus să te topești în dragoste și să cedezi pentru celălalt, să rupi căsătoria. Acum vine Scriptura și spune că nevasta este făcută ca să alunge, într-un fel, singurătatea bărbatului. La nivel de trup, să fie împreună. În Eclesiastul, parcă 4:11, spune acolo că mai bine doi decât unul, că dacă dorm amândoi, se încălzesc. Și eu la o nuntă îi spune, băi, nu încălziți telefoanele, încălziți-vă voi unul pe altul. Și am dat o învățătură și m-a oprit păstorul la urmă și v-a spus că e erezie. Eu am spus, măi, fată, îi spuneam la miroasă, când vezi că el doarme de amiază, lasă șorțul, lasă farfurile și culcă-te de amiază lângă el. Eu vorbesc potrivit cu ce scrie în Biblie. Și vine păstorul la mine, băi, asta e erezie. Zic, de ce? Băi, frate dragul, și eu dorm de amiază. Nu pot, că nu-mi trag un pui de somn. Și nevastă mai face treabă prin casă. Păi dacă doarme și e, ce să alege, băi, din gospodăria noastră? Măi, zic, așa spune Biblia, măi, când doarme el, se doarmă și ea. E erezie, oare? Că dacă dorm împreună, se încălzesc. Asta e unire la nivel de trup. Și mai spuneam încă o dată, Domnul urăște despărțirea în căsătorie. La nivel de suflet, numai să vă spun că sentimental trebuie să fim legați. Biblia spune că Saul a vrut să omoare într-o noapte pe David. Dar Mical, nevasta lui, îl iubea pe David și l-a scăpat. Asta e foarte important ca să iubești bărbatul și să-i faci bine. Legată sufletește, nu ca Dalila, care îi imputa lipsă de dragoste. Cum poți să spui că mă iubești când inima ta nu-i cu mine? Dar el iubea pe Samson. Până la urmă nu a adormit în poală și-l tăia șuvițele și i-a scos ochii și-l legat cu lanță. Îi imputa, vai, nu mă iubești. Eu când am vorbit de iubire, spune Ioan acolo, copilașilor, să nu iubiți numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevăr. Cu vorba înseamnă să faci declarații de iubire. Eu nu sunt meșter. Eu la nevasta mea i-am spus, măi, ți-am spus să vă anunț că te iubesc, eu țin așa, dacă mă răzgândesc, îți spun, dar încă nu m-am răzgândit. Nu sunt meșter la declarații de dragoste, la dulcegării astea, nu chiar le-am. Ei, alții sunt profesori la declarații. Dar spune că să o iubești cu fapta, și asta e foarte important, și să-l iubești cu adevăr. Doamne. Știi câteodată când îi spune la nevastă că un adevăr, nu-i convine. Dar eu îl spun că o iubesc. Spuneam dat un frate păstor că soția lui și-a cumpărat o rochie. Și s-a îmbrăcat și-a venit la el și-a spus, mă, ia, uite la mine, se îmbrătea așa roată, îmi stă bine, îmi prinde bine. Și el era mai în vârstă, așa, că nici ea nu era tânăr, m-a pus ochelarii, s-a uitat
a spus că îți stă prea bine, dă-o repede jos. Ei, asta înseamnă a iubi cu adevăr. Păi eu vreau nevastă mea să fie mântuită, da? Când bărbatul stă sâmbătă seara la televizor, urmărește meciuri, filme, tu dacă îl iubești, îi închizi televizorul și îi pui Biblia, spune, măi, te-a pune mâinii simile la un îndemn, ce ai să ne spui că tu a fost cu o rumâni? Ce ai să ne spui? Eu te iubesc cu adevărul, te vreau mântuit. Uite aici, ia și citești în Biblie. Că asta e foarte important. Știi ce e important să ajutăm? Spune cuvântul Scripturii că Domnul i-a spus la femei, în dimineața învierii, spuneți fraților voștri să meargă în Galileea să mă întâlnesc. Adică femeile erau responsabile acum de organizare evangelizării. Că Petru și Ioan au fugit acasă când au văzut mormântul gol. Dar Domnul spune femeilor, spuneți fraților voștri să mă întâlnesc în Galileea. Adică femeia e bine câteodată să trimită bărbatul la adunare. Unde sunt doi sau trei, Matei 18:20, adunați, eu sunt în mijlocul lor. Când vine bărbatul și un pic prea obosit, tu așteaptă-l cu costumul pregătit, cămașul, hai spală-te, îmbracă tot un pic la adunare, că e adunare. Știți că dacă bărbații voștri vin la adunare, sunt mai buni? Știți că dacă vin la adunare, sunt mai pocăiți? Știi că o cântare, un cuvânt, o prorocie îi cercetează? Dacă stau acasă, stau în mult și bine și se fac mai răi și nu mai bun? Dar noi iubim și cu fapta și cu adevărul, că îi vrem mântuiți, nu? Unirii la nivel de suflet, să avem acelea sentimente. Unirii la nivel de duh. Eu mă gândeam, oare cum a primit Iov propunerea lui nevastă sa? Că el era un om cu frică de Dumnezeu. Tu rămâi tare în neprihănirea ta, blasfemă pe Dumnezeu și mori. Și Iov îi spui, vorbești ca o femeie fără minte. Am primit cele bune, nu le primim pe cele... În duh nu era unul. Uitați-vă de altă familie din Noul Testament, Acuina și Priscila. Ele sunt pomenite în Noul Testament de 6 ori. De 3 ori apare Acuina și Priscila, de 3 ori apare Priscila și Acuina. Dar oamenii ăștia aveau legătură în duhul lor. Ei l-au luat pe Apollo, l-au învățat cu deamănuntul care a Domnului. Aveau preocupări duhovnicești la fel. Și Domnul să ne dea și nouă. Amin. Amin. Eu spun că rolul femeii este ca să alunge singurătatea bărbatului. Și faceți așa, împliniți-vă rolul. Și când el e mai moftoros, mai morocănos, mai... Faceți cumva și nu-i lăsați singuri în gândurile lor, în temerile lor, că și iau nevoie de subțire. Așa cum voi aveți nevoie de la partenerul de viață și ei au nevoie de susținere și de ajutorare. Faceți lucrul ăsta. Apoi eu cred că rolul femeii este acela de a fi un ajutor potrivit. Îi voi face un ajutor potrivit. Am spus eu, ajutor potrivit în lucru Domnului. Eu mult m-am gândit la întâmplarea cu Moise și Sefora. Dumnezeu a investit în Moise extraordinar. Naștere miraculoasă, se creu pus pe Nil, o femeie care îl salvează, fiica lui Faraon. 40 de ani investește Dumnezeu la el, în el, în palatul imperial. 40 de ani îl paște oile lui Ietro ca să devină cel mai blând om de pe pământ. Și după 80 de ani îl întâlnește Dumnezeu și vrea să-l omoare. Eu m-am gândit, e pus numai așa? Sau au vrut să-l omoare? Și Dumnezeu nu face glume. Dumnezeu a vrut să-l omoare. Eu aici predic la ordinări. Fraților, Dumnezeu a investit în voi. Darurile Duhului Sfânt, talente, investiții multe. Dar dacă nu împliniți slujba și n-ascultați de Dumnezeu, vă mătură Dumnezeu. Știți de ce a vrut să-l omoare? Că nu și-o prea băiatul împrejur, pe Gherșon. Și Sefora, nevasta lui, o negreasă din Madian. Fata lui Ietru, o luat un cuțit, o piatră ascuțită și o tăiat pe Gherșon împrejur, l-a aruncat la picioarele lui, tu ești un sos de sânge pentru mine. O salvat situația. Eu știu familii salvate de femei, știu familii salvate de nevastă, în care mânia lui Dumnezeu era gata să reverse, dar a fost o femeie cu minte, care a stat înaintea lui Dumnezeu, care a știut voia lui Dumnezeu, care a știut ce vrea Dumnezeu și a făcut așa. Nu vorbesc numai de Abigail.
aceea tendință neaptă care am vorbit dincolo la Freiburg, nu vreau să mă repet, când am vorbit de înțelepciunea în viața de familie, înțelepciunea în comunicare. Să alegi momentul comunicării, că tăcerea are vremea ei, vorbirea vremea ei, Eclesiastul 3. Dar și să știi să vorbești la ureche. Să vorbești întotdeauna pentru binele familiei, așa ca Abigail. Nu te plânge de aia de bărbatul, nu știu, omul mofturos, dă telefon la atâta adunare din țară, să știi, la comitet, că mâine e bine, mâine și nu mai poți aduna vorbe. Vorbește întotdeauna pentru binele familiei și vorbiți secretele la ureche. Ce i-a spus Abigail lui David, i-a spus la ureche că l-a calmat. Fratele Vasile Iacoban spunea că la dâns în Cașvana era un om rău, voinic. Și intra în crâșmă, spunea ce scandal. Și unul spunea, băi, cheamă-i nevastă. E acum știu eu. Și venea nevastă, o spune nevastă, era numai atâtuga. Și venea vin cu asta, spune ceva. Și îi spunea ceva la ureche, o spune nimeni nu știe ce, îi spune că pleca. Spunea că lasă că vin înapoi. Îi amenința pe ceea. Și te oare ce spunea la ureche? E frumos să-i spui la bărbat la ureche. Câteodată. Eu eram la o nuntă, am fost la fraiul. Unul mânca la nuntă și nevastă s-a uitat indignat, a spus, nu clămpâni așa că mănânci, să uite tot în masa la tine. Băi, așa s-a enervat ăla, că mânca cu gura deschisă, dar clămpânea, eu nu știu clămpânea. Bă, dar nu puteai să-ți pui în piei, domnule, în astfel, mănânc un pic mai cer, bă, așa. Asta e înțelepciune, nu? Eu cred că nevasta este un ajutor potrivit pentru bărbatul ei. În lucrurile și în slujirea înaintea lui Dumnezeu. În lucrurile materiale de care am și vorbit. În luarea unor decizii. Și mi se pare că atunci când am vorbit de responsabilități la Freiburg, tot la o întâlnire cu familie, am spus, când luăm o hotărâre, o juruință, nu o lua cu grabă mare. Și nu, e bine să te consulți. Și eu am spus câteva familii, fratele Gerus, că 20 de familie, au rămas în Botoșan pe drumul scoasă de bancă, că bărbații o gera căsăne, fără știrea nevestei. Deci la noi, în Bosanci, am făcut de cel puțin două strângeri mari și am cumpărat două apartamente la o familie parcă din Iași, nu mai știu, cu ceva ani, când trebuia să o dea afară cu 9 copii din apartament. Și banca n-are suflet, la bancă nu se prinde Duhul Sfânt. Au venit 24 de ore afară și ne-au sunat, am pus bani cât n-am avut de unde, i-am cumpărat apartamentul înapoi. Nevasta nici nu știe că e girat apartamentul. Bărbatul a făcut o afacere. Și asta nu-i bună treabă. Nevestele voastre vă ajută în asta. Și eu n-am girat, am avut și eu, o venit cineva să gireți casa. Că vrea să facă un împrumut din bancă și am spus, măi, ai nimerit rău, că eu cunosc Biblia. Biblia spune, dacă ți-i foame, eu am spus la nevastă, voi pune-i la masă, cred că lor nu-i foame. Dar ei erau deja patroni. Și am spus, nu, că nu-i foame. Dar de ce vrei? N-aveți unde dormi, vreți o haină, vă dau. Nu, vreți să gerezi casa. Nu mă lasă Biblia, măi. Că spune Biblia, Proverbe 22, să nu gerezi pe nimic. Ei patru. Fiule, dacă ai făcut o promisiune, scapă de ea. Și-o rămas și la noi. Eu cunosc foarte bine, uite, Costel aici, cunoaște, pe cumnat, pe șarță. O venit banca și din mare patron, ce era bălărâini, spune la ferești, și la câinii dam eu mâncare de milă, că era legat cu lanță. O împrumutat, o împrumutat, o girat, o venit criza și o căzut și gata. Știți că nevestele de multe ori ne ajută? Ce puțin întreabă, nu fiți chiar așa de bărbați, dar și voi ajutați în asta. În hotărârile astea, în deciziile astea. Eu dam exemplu pe Sulamita. Eu am spus că femeia are o marjă în lucrurile materiale care are voie să miște fără să știe bărbatul. Vorbeam de milostenie aseară. Biblia vorbește că era o femeie bogată din Sunem și venea prorocul Elisei și sta la ea, mânca, dormea, se simțea bine. Dar în momentul când Sulamita a avut alt gând și a spus la bărbatul ei, hai să stricăm acoperișul, mai facem o odaie, și acolo punem o masă, un sfetnic, un scaun pentru omul lui Dumnezeu. Femeia asta a fost o femeie cu minte. Era o investiție mai mare, care nu putea face fără voia bărbatului ei. Voi aveți o marjă, dați o haină la cineva, dați o pâine, ajutați, așa, nu trebuie să știe bărbatul.
Dar eu dacă aș veni acasă și aș vedea casa străcată cu brefii mei, etajul 2, nu cred că mi-ar conveni, nu? Măi, nevastă, dar ce cu tine? Deci, aveți o marjă în care aveți dreptul în lucrurile materiale să mișcați. Nu depășești limita. Femeia asta a fost femeie cu minte. Măi, omule, bărbatule, noi bine să facem așa? Și Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Noi misăm pe bunătatea celuilalt. Când vorbeam de credincioșie, n-am mai spus de gelozie. Te voi logodi cu mine primarii credincioșie. Acolo au logod de la noi în sat. Și după vreo două săptămâni spune cineva, frate Dragoș, ai fost la logod? Da. Duminică era la cetate, la Suceava, splimbat unul din mână, dar altul, în afară de logod de cu ei. Băi, nu se poate. Da, frate, cum? Mă, și așa face Domnul că la două se mă întâlniți. Băi, bine, băi, tu ai fost duminică, te plimbai la cetate cu un băiet din Botoșani? Da. Dar cum ai făcut? Păi, au venit trei băieți din Botoșani. Unul a venit la Sormea, că e prieten cu Sormea. Unul a venit la Varmea și mai trebuie o fată. Și n-aveam cine și m-am dus eu. Dar tu ești logodit. Și ce dacă tu logodit? Doar n-am făcut nimic. Bă, dar dacă aude băietul acela cu tu, i-am spune, frate dragă, stai liniștit, că al meu nu e așa gelos ca tine. Și i-am spus, măi, fată, mă, eu sunt surat de 30 de ani trecut, am o casă de copii, dar dacă aș vedea o pe nevastă mea de mână cu unul, tot nu mi-ar conveni. Nu mizați pe bunătatea celuilalt, că eu fac cu bărbatul când auzim, ce mai spune? Aveți o marjă și în lucrurile materiale în care vă mișcați. Dar nu faceți investiții sau alte lucruri de care bărbatul vostru să nu știe. Că nu e frumos asta. Femeia este un ajutor potrivit și în lucrurile lui Dumnezeu, și în lucrurile materiale, și în luarea decizii. Și aveți locul vostru, vă rog frumos, eu închei predica. Aveți locul vostru în viața de familie. Placă-vă locul acela vostru. Respectați bărbații voștri, că e ordinea pusă de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Nu treceți peste bărbații voștri. Acum sunt unele femei care sunt mai rele, sunt mai dure. Auzând lucruri care nu sunt bune. Eu am fost la multe împăciuiri și mi-e rușine mic toată de rușinea lor și de lucrurile care le aud. Rămâniți în locul care v-a așezat Dumnezeu. Respectați bărbații voștri că-ți dați de Dumnezeu. Amin? Știți povestea aceea că un băiat tare se lăuda cu tatăl. Tata meu așa, tata meu face, drege. Și celălalt băiat, da, ce mare lucru asta. Păi tatăl meu sare, nu știu cât. A, și ce asta? Și tata meu sare. Și ăsta ultimul argument. Ci că tata meu îl bate pe tata tău. Și ăsta spune mare lucru. Și mama îl bate. Doresc să mă apropii de încheiere. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin? Am vrut să vorbesc ceva de femeia care se teme de Domnul. Respectă ordinea lui Dumnezeu. Și duceți-vă cu gândul ăsta acasă. Bărbații voștri, așa cum vi-l-a dat Dumnezeu. Și tare v-a fost dragi când i-ați luat. Dincolo la Freiburg am spus, atenție, că în viața de familie se ia la îndru. Nu-mi detaliu. Se ia la îndru și spuneam că Solomon făcea comerț cu Hiram, împăratul Tirul. Și lua de la împăratul Tirul aur, argint, maimuță și pământ. Când iei o femeie acasă, spuneam la frați, îi aur și argint, îi bogăție. Dar iei și pământul acasă. Și te duci la adunare și ia schimbă trei baticuri, că nu-i se vine cu verde, îi vrea cu roșu. Da? Și când iei bărbatul, nu-i bărbatul ideal, nu este. În luna de miere nu vă trebuie două perne, dormiți pe perne. Dar după ce trec luna de miere, una căutat pe internet. Băi, dar ce cauți acolo? Ceva de sporăit, că ăsta mi-o sporăit, nu pot să dorm în el. El era frumușel, înalt, cu găuri în obraz, cu pic creț, dar sporăie. Așa le-a dat omul, bărbață noștri. Dar să-i respectăm. Locul lor e pus de Dumnezeu, locul lor de Dumnezeu. Femeia care se teme de Domnul, respectă ordinea, asigură un climat de încredere, contribuie la veniturile familiei prin hărnicie, prin investiții rentabile, prin economie. Femeia e făcută ca să îndepărteze singurătatea lui Adam, are rolul ăsta
este un ajutor potrivit și are rol matern. Și aici nu mai intrăm. Ca să nască copii și ca să educi copiii. Și ca să nu aibă sentimente preferențiale. Sunt mame cu mulți copii care întartă copiii la mânie. Că unul e mai drag, că unul e mai puțin drag. Și nu intrăm în amănunte. Rebecca pentru asta a fost pedepsită de Dumnezeu. Că o întreprins niște acțiuni frauduloase. O desconspirat secretul bărbatului, că vine vremea binecuvântării. O tăiat iedul, o învelit mâinile lui Iacob, i-o furat binecuvântarea. Dar Iacob a fugit de acasă de frică și nu s-a mai întâlnit cu mama sa niciodată. Copilul ei preferat nu l-a mai văzut. Și nici Biblia de Rebecca de acolo încoace nu mai vorbește nimic de ea. Pentru că nu a stat ca o femeie credincioasă. Nu avem acțiuni din asta preferențiale. Deci, că eu am un băiet, mi-e drag, atâta e de frumos, seamănă cu mine, tăt. Da, am unul seamănă cu soacră-mea, tăt, na. Acum, ce fac cu ăștia doi? Ei, să ne dea Domnul înțelepciune. Nu intru în amănunte în rolul matern al femeii. Femeia trebuie să alunge singurătatea. Stați pe lângă bărbații voștri. Să le fiți un ajutor potrivit și asumați-vă rolul matern care vă l-a dat Domnul de perpetuare a speciei umane. Nașteți copii, educați copiii în frica lui Dumnezeu și contribuiți împreună cu bărbatul la creșterea spirituală a familiei. Și când se va auzi strigarea, când va fi întâlnirea pe noi, să fiți și voi, și bărbații voștri, și copiii voștri la Dumnezeu.